Bună ziua și bine ați venit! Mă bucur în primul rând că sunteți într-un număr atât de mare. Conferința de presă a echipei noastre CFR Cluj înaintea meciului de mâine seară cu Lazio. Antrenorul echipei noastre Dan Petrescu și capitanul echipei Mario Camora vă s-au luat dispoziție pentru întrebări. Este un microfon în sală, care momentan este la colega noastră Miruna în primul rând. O să vă rog înainte de toate să vă anunțați și pentru o mai bună organizare a conferinței de presă, să vă rog tare mult să începem prima dată cu întrebările jurnaliștilor din România, iar mai apoi mergem mai departe cu întrebările jurnaliștilor din Italia. Colega noastră Larisa va face traducerea din română în italiană și viceversa dacă va fi cazul. Buona sera, ben trovati alla conferenza stampa. Prima di tutto siamo felici di avervi in un numero così grande qui con noi e il nostro capitano Camora e l'antenore Dan Petrescu è pronto a rispondere alle vostre domande. Ci sarà un microfono in sala, vi prego di annunciare prima chi parlerà. Prima dato se vorrò sentire incontri quelle per Mario Camora. Iar mai apoi împreună în pantaloni echipei noastre Dan Petrescu pentru că el merge să se pregătească de antrenor. Prima vi prego di fare le domande al capitano Camora e poi all'allenatore Dan Petrescu. Miruna, te rog. Bună seara, Miruna Pop. Mario, vreau să te întreb cât de încrezător sunteți că puteți produce un miracol cu Lazio. Buonasera, Mario. Quanta fiducia pensi di avere in questa partita con il Lazio? Buonasera. Avem o încredere în vestiar pe care vrem cu tot să ne calificăm. Știm că va fi foarte greu, dar o să facem de tot să ne calificăm. Dar avem încredere. Normal că avem încredere. Abbiamo fiducia, vogliamo qualificarci, sappiamo che sarà una partita dura, ma come abbiamo detto prima, abbiamo fiducia che ci riusciremo. Faptul că lipsesc niște jucători din tabăra lor vă încălzește cu ceva? Il fatto che manchino dei giocatori dalla loro squadra vi fa stare più tranquilli? Nu, Lazio e Lazio. Orice rezervă pe care intră s-a văzut și la primul meci. Rezervă pe care au intrat sunt jucători de mare valoare și cu asta nu ne lasă liniștiți că știm că ce putere are Lazio și ce jucători au. No, non siamo per niente tranquilli perché sappiamo che ogni riserva che entra ha un grande valore e non siamo per niente tranquilli. Urările de bine cum că ați meritat să pierdeți cu 5-0 vă deranjează, vă afectează moral? Il vostro morale è, diciamo che è affettato dal fatto che la gente vuole che perdiate 5-0? Da, e treaba lor. Fiecare uno è libero să zică ce vrea, dar până la urmă, cu siguranță, ei stau acasă, se uită la noi la meci și pe noi nu ne interesează ce zice alții. Ognuno è libero di dire quello che vuole, naturalmente, loro stanno a casa, non sono qui a giocare. Alte întrebări pentru Mario Camora, dacă mai sunt? Alte domande per Camora, se ci sono? Deci din partea jurnaliștilor români nu mai sunt, da? Ne mutăm la colegii noștri din Italia. Prego. Buonasera. Ti volevo chiedere se la partita dell'andata che sensazioni ti ha dato, visto che poi è finita 1-0 la qualificazione aperta, però ecco che sensazione ti ha dato la Lazio e se in questo momento senti che qual è la squadra favorita, ecco, tra Lazio e Cluj per il passaggio del turno. Ja, traduci in romano. Vreau să te întreb ce senzație ți-a dat primul match, ce senzație ai avut și ce părere ai, cum te face să te simți faptul că Lazio este favorita? Noi am simțit pe teren o echipă puternică, o echipă pe care se luptă la Champions League în campionat de Serie A, jucători foarte buni, foarte valoros, dar din păcate noi am pierdut 1-0, am jucat cu un om în plus, când am fost atenți la ultima fază de primă repriză, dar în fel de timp ne bucurăm că avem numai 1-0 potriva noastră și putem, mai avem o șansă și vom lupta până la ultima secundă să readucem o CFR în eliminare. Scuze dacă te întreb, ai zis practic că ești fericit că a fost doar 1-0 meciul trecut, așa-i?
Asta e. Fericit, niciodată nu suntem când pierdem. Adevărul e că dacă vorbeam înainte meci să fie un 0, 11 la 11, era o chestie, un rezultat poate bun pentru noi, dar la 11 cu 10 e mai greu de digerat. Lazio è una squadra forte, hanno giocatori valorosi, forti, e non siamo stati attenti alla finale del tempo, del primo tempo, e c'è il fatto che sia stato 1-0 in un certo senso ci... non siamo felici che sia stato 1-0, però proveremo a fare del nostro meglio. Sì. Procedăm la fel și pentru antrenorul echipei noastre, Dan Petrescu, întrebările prima dată de la jurnaliști din România, iar mai apoi continuăm cu colegii din Italia. Adesso le domande per Dan Petrescu e faremo come all'inizio, la prima volta parleranno i giornalisti rumeni e poi quelli italiani. Domnule Petrescu, chiar dacă poate vă deranjează întrebarea, ați văzut, sunt câțiva absenți la Lazio și dacă credeți că băieții au suficient încredere ca să producă un miracol mâine seară? Anche se vi darà fastidio la domanda che sto per farvi, come sapete ci sono giocatori meno alla Lazio e cosa pensate che i vostri giocatori riusciranno a fare un miracolo questa sera? Domani sera? La sera? Aș vrea să știu și eu cine lipsește. Dacă să spun, cine lipsește? Vedem dacă se confirmă în această seară. Cine? Păi zi-mi un nume. La meciul târzi s-a spus că o să joace cu echipa a doua. Am citit și eu în presa din Italia. La meciul târzi n-ai zis că joacă cu echipa a doua? Aia a fost echipa a doua? Vedem, nu știu. Vor juca cei mai buni jucători. La noi lipsesc doi jucători, din păcate. Asta e clar. Iuri și cu Boateng. La ei doar Pedro, din ce știu eu, care nu era titular. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi pierdem, că noi avem doi titulari și ei au o rezervă care nu joacă. Deci noi suntem dezavantajați. Nu mai băgați invers în România, tot timpul cum vreți voi. Noi avem doi jucători titulari care nu joacă. Lazio n-are pe nimeni care nu joacă. O să vedeți mâine. L'allenatore stava dicendo che noi abbiamo due titolari che noi abbiamo due titolari che non giocano, Yuri e Boateng. Lazio invece ha la riserva, però noi siamo quelli in svantaggio, non la Lazio. In privința șanselor, dacă puteți să ne spuneți ce... 90% Lazio, 10% CFR. Riguardo alle possibilità di vincita, 10% CFR e 90% Lazio. Sono più realista, né pessimista né ottimista. Siamo realisti, neanche pessimisti e ottimisti. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Vă întreb și pe dumneavoastră, urările de bine v-au deranjat, faptul că vi s-a spus că trebuie să pierdeți 5-0? Nu mă interesează. Asta. Eu sunt antrenor la fotbal, nu la povești. Il fatto che la gente continuava ad augurarsi il fatto che perdessimo, ha chiesto se era un fastidio per l'allenatore, ha detto che per lui non interessa. L'allenatore è qui per giocare, non interessa quello che dice la gente. Altre domande da parte dei colleghi di Romania? Per Romania? Sono altri? Buonasera Danna. Volevo chiedere, hai visto visto il filmato di... Da, România au terminat? Scuzi. Da. Perché non sono giornalisti rumeni. Voleva sapere se c'erano ancora dalla parte della Romania. No, può parlare, tranquillo. Ok, allora poi. Sì. Ok, guardo. Si alza un po' la voce, magari, sì. Mi scusi. Buonasera. Volevo sapere se hai visto la partita, il filmato di Salernitana Lazio di domenica, la partita come ha giocato la Lazio, che idea ti sei fatto? E le tue esperienze da calciatore con Foggia e Genoa, cosa ti hanno dato nel tuo essere, nel diventare allenatore? Întreba dacă a văzut meciul Lazio Salernitana și experiența lui în Foggia și Genova, cum l-au format ca antrenorul care este în ziua de astăzi. Devo parlare rumeno, così mi hanno detto. Ok. Non so perché, però... Meglio. Meglio per me, perché mi ha chiesto in italiano, voglio rispondere in italiano, sì. Rispondere in italiano. Sì. È chiaro che ho visto la partita di Salerno, no? Era l'unica dopo la nostra partita. Io guardo sempre tante partite, quando giochiamo con una squadra, specialmente in Europa. Lazio ha giocato molto bene, non ha concesso nulla.
El 2-0 Estreto, doveva essere 4-5-0. Hanno giocato molto bene. E sono ancora nella corsa per la Champions League. Questo dice tanto del Lazio. È chiaro che l'esperienza del Genoa e Foggia mi ha aiutato tanto, soprattutto a lavorare con Zeman è stata una grande esperienza e mi ha aiutato a diventare un allenatore, almeno qui in Romania, di successo, credo io. Da, am văzut meciul, mă uit tot timpul la meciurile echipelor adverse cu care urmează să joc. L-ați jucat foarte bine, sunt în cursa pentru Champions, asta spune foarte multe despre ei și experiența la Genova și Foggia m-a ajutat foarte mult. Mai ales faptul că am reușit să lucrez cu Zeman. Mister, buonasera. Le chiedo, rispetto alla Lazio che incontrò nel 2019 di Simone Inzaghi, che Lazio è quella di oggi? L'avete migliorata, l'avete cambiata, in cosa? E poi, vista la sua grande esperienza nel calcio e anche nel calcio italiano, le chiedo un parere sul calcio italiano, se negli anni noi in Italia pensiamo che sia un po' diminuito di qualità. Întreabă ce părere are despre Lazio de acum și ce părere are despre Lazio al lui Simone Inzaghi și dacă crede că este, dacă s-a schimbat, dacă s-a schimbat în bine și ce părere are despre fotbalul din Italia, pentru că italienii au părerea că în ultimii ani a scăzut calitatea fotbalului din Italia. Sì, per me la Lazio è un po' diversa perché giocava un 3-5-2 più in contropiede. Adesso gioca un 4-3-3 più all'attacco, aggressivo, però gli stessi giocatori, Savic e Immobile, sono i migliori. Anche in quel tempo erano i migliori. Però quei tempi Immobile non ha giocato con noi le due partite e ero felice tantissimo perché così abbiamo vinto. Parlando del calcio italiano, io leggo ogni giorno la Gazzetta, il Corriere, e conosco i problemi che si parla, però secondo me questo anno stanno facendo molto bene in Champions League, Napoli, Milan e Inter. Possibile che vediamo una squadra italiana vincere Champions League, che sarebbe grande per il calcio italiano, penso io. Da, pentru mine este un pic diferită, bineînțeles, Lazio de acum. Acum joacă un 4-3-3, sunt mai pe atac, sunt mai ofensivi. Bineînțeles, înainte nu jucau Immobile, jucători precum Immobile, jucători foarte... Nu mai juca cu noi. Și da, urmăresc fotbalul italian, citesc, mă informez despre el și anul acesta, părerea mea este că sunt echipe foarte bune, precum Inter și Napoli. Le faccio una battuta, visto che abbiamo parlato di Immobile. Allora, per battere la Lazio bisognava far fuori Immobile stasera e domani sera. A făcut o glumă și a întrebat că atunci ca să poată să câștige CFR-ul împotriva lui Lazio trebuia să le elimine cumva pe Ciro Immobile? Nu cred că Lazio e numai Immobile. Nu cred că Lazio e solo Immobile. Nu credem că Lazio este doar Immobile, nu credem că este vorba doar de el în echipă. Mister, buonasera. Le volevo chiedere innanzitutto se, ho visto le percentuali che lei ha detto, 90-10, se questa percentuale è determinata anche dal fatto che domani giocate in casa, quindi lo stadio sarà dalla vostra parte, quindi se pensa che questo possa essere un fattore determinante. E poi le volevo chiedere che cosa pensa della Conference League, perché in Italia abbiamo una condizione un po' diversa di questa competizione, invece volevo sapere per il Cluj che cosa rappresenta questa Conference League. Întreabă despre percentualele pe care domnul Dan Petrescu le-a spus înainte. Crede că ar putea să se schimbe având în vedere faptul că jucăm acasă la noi și că stadionul o să fie de partea noastră și mai este curios să afle ce părere are domnul Dan Petrescu despre Conference League sau România în general ce părere are despre Conference League, pentru că în Italia este o altă concepție despre acest Conference League. E prima parlo de Conference League, pentru că la Roma l'ha vinto l'anno scorso, ho vinto grande entusiasmo a Roma. Non so perché si parla male di Conference League. Lazio vedo che sta giocando con tutti, sempre vuole vincere sicuro. Per me è favorita a vincere questa competizione, se la prendono sul serio. E io ho detto abbiamo solo 10% perché è la realtà. Perché Lazio per me è favorita a vincere questa Coppa. Se gioca sempre con tutti è serio. Secondo me il pubblico ci aiuterà molto domani, spero che il stadio sarà pieno,
Pero qualche volta non basta, però sicuramente noi diamo tutto per qualificarci, questo è sicuro. Io e i giocatori diamo tutto perché è una grande chance per tutti per far bene. O să vorbesc prima dată despre Conference League. Roma a câștigat anul trecut. Nu înțeleg de ce în Italia se vorbește rău despre Conference League. Din punctul meu de vedere, Lazio este favorita în a câștiga. Și da, sunt convins că ne va ajuta foarte mult faptul că publicul va fi de partea noastră și că de obicei o să încercăm să dăm maximul. Mulțumim tare mult! Grazie! Mulțumesc!